Dragi prieteni, cu bunăvoința dumneavoastră, am să-mi permit acum să mă rețin aici pe scenă un pic mai mult timp și, deși am extraordinare emoții, pentru că sunt premiere absolută, este pentru prima dată când prezint un asemenea concert și este pentru prima dată când voi încerca să cânt cu o asemenea orchestră, dar știți dumneavoastră cum se întâmplă în viață, trebuie să fie cândva și această prima dată. Și acum, cu permisiunea dumneavoastră și, evident, cu bunăvoința maestrului Constantin Rusnac, am să încerc și eu, în măsura posibilităților, să vă prezint o romanță scrisă pe versurile unui alt moldovan la fel de frumos, cu un suflet la fel de cald și blând, cum este poetul Grigore Vieru. Am emoții văzându-l aici printre noi. Deci, emoții duble în fața ambilor autori și o să vedem ce zapuri am să reușesc să fac acestei romanțe în această seară. Cântec despre mine. Privire de roline, cântului mereu de dat, am uitat ades de mine și de mamă am uitat, căutind o floare albastră pe o culme nu mai n-a. Am cântat iubirea voastră, crezând că o cânt pe-a mea. Am cântat crezând că o cânt pe-a mea. Pare de mult ca raza lunii, uneori străin părând, am cântat norocul lumii, crezând că al meu îl cânt. Ades prin cântec și cântând am înviat. Am murit ades prin cântec
și cântând am înviat. Sușkin, vioară. Maestri Vieru. Vă mulțumesc, dragi prieteni. Vă mulțumesc din suflet. Nu știu cum, dar se pare că am scos-o la capăt, așa, uitându-mă în ochi la maestru Rusnac. Și cu permisiunea noastră să continuăm prezentarea.